Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi, din nou, rozete pătrate, croșetate, dantelate, din care putem crea proiecte de vară. Fie că sunt parte din proiecte, adică doar o parte, pe partea de talia unei rochii, pe partea de sub sâni, tot de talie, a unei bluze, fie că se pot crea bluze întregi cu astfel de pătrate legate între ele. Uitați ce frumusețe! Foarte, foarte simplu de creat. Eu inițial am zis că sunt 5 rânduri, dar sunt 6 rânduri, dacă e să-l punem și pe acesta de la început. Sunt doar 6 rânduri, foarte ușor de obținut. Eu vă voi arăta pas cu pas, iar la final vă voi arăta și cum se prind astfel de pătrate între ele, astfel încât să vă creați o bluză superbă. Cu ce se pot lucra? Cu bumbac 100%. Bumbacul este perfect pentru proiecte de vară. Găsiți pe fir de tricotat povești. Dacă scrieți la lupă bumbac, vă va da mai multe sortimente. Preferatul meu este firul artist, acesta, care este mai fin. E un fin și în același timp are textură moale. Deși e bumbac mercerizat 100%, tot ce am lucrat cu firul acela arată fabulos. Acesta este puțin mai răsucit. Seamănă cu Flavia, nu știu exact cum îi spune firului. Da, nu mai contează. Bumbac 100% să fie, un bumbac care poate să poată fi lucrat cu croșetă 1, 1,5, 2 maxim. Acesta fiind puțin mai plin, am lucrat cu croșetă 2. Arată foarte, foarte bine, deci orice tip de bumbac 100%. Până la urmă, cu cât este mai subțire, cu atât pătratele ies mai finuțe. Pur și simplu, înlănțuirea pătratelor. Deci dacă puneți, prindeți unul lângă altul, unul lângă altul și vă faceți un cerc, cât circumferința unei bluze, măsurat pe o bluză pe care o aveți la îndemână, pot intra 8-10 astfel de pătrate prinse între ele, deci le faceți, le prindeți circular, la ultimul pătrat e prins și de o parte și de cealaltă, și apoi lucrați în lungime cât aveți nevoie și vă creați foarte simplu o bluză sau un maieu, faceți pe parte până la răscruiala de la sub braț și apoi faceți două breteluțe. Două breteluțe fie din piciorușe duble sau din un șirac de cesă de pătrate. Trei pătrate prinse între ele, ați și făcut bretelele. Da? Foarte, foarte simplu și arată spectaculos. Nu? Eu așa zic. Deci extrem de simplu, rapid, ușor, și cu un rezultat fantastic la final. Sper să vă placă și această idee. Eu vă mulțumesc oricum că sunteți aici și mă ascultați și vedeți și sper să și lucrați, sper să văd creații făcute cu aceste idei, să vă inspire și să vă puteți crea lucruri foarte, foarte frumoase. Mulțumesc tuturor, mulțumesc și acelora care au apăsat butonul acela prețios alături de. Respect și drag, dragilor. Vă mulțumesc că ați trecut destul de mult și pe la canalul Mâncare cu Savoare. Am început să umplu cămara pentru perioada de iarnă care vine. De exemplu, acum e sezonul căpșunilor. Dacă nu facem acum când e sezonul lor, când să facem? La iarnă vom găsi noi căpșuni de prin alte țări. Dar cele mai gustoase sunt acestea de la noi, de pe pământul nostru. Și este păcat să nu ne facem provizii. Treceți pe acolo, tocmai am pus o rețetă grozavă, un 2-in-1 căpșuni grozave. Facem și pentru cămară și croșetăm, facem și în grădină, suntem niște hărnicuțe, nu? Haideți să pornim la lucru. La frumosul și simplul și foarte ușor de creat pătrat croșetat. Înflorat, dantelat. Și pentru că vreau să vă arăt cum se și prind între ele, am deja un pătrățel terminat. O frumusețe, nu? Vedeți o floare frumoasă creată. Dați seama cât de minunat ar arăta un astfel de șirag de pătrățele pe mijlocul, pe talia unei bluze sau a unei rochii. Nu? Sau o bluză creată doar din astfel de pătrate. Pentru că are 4 colțuri, de acela îi spun pătrat, deși el pare că se curbează puțin, dar în momentul când se vor prinde între ele, un astfel de proiect poate fi lucrat cu orice tip de bumbac 100%. Fie că este artist de la fir de tricotat povești, fie că e Flavia, fie că deci bumbac 100%. Cât este mai subțire, cu atât iese mai fin. Bine, așa este orice lucrare. Haideți să vedeți cât de ușor se creează. Sunt doar 5 rânduri. Pornim pe cercul magic.
și vom face pe cercul magic 12 piciorușe scurte. Deci, 1, 2, 3, 4, până la 12. Am făcut cele 12 piciorușe scurte, acum tragem de fir și strângem cercul magic. Îl strângem bine. Și în primul ochi aici, strângem cu piciorușa alunecat. Așa, astfel am încheiat un prim rând. La rândul 2, 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă 2 ochiuri de lanț de departajare. În total am făcut 5, da? Dăm după croșetă. În ochiul următor, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. În următorul, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. În următorul, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Și așa facem până la sfârșitul rândului, unde vom avea 12 piciorușe duble despărțite de câte 2 ochiuri de lanț. Am făcut cele 12 piciorușe duble, 2, 4, 6, 8, 10, 12, cum încheiem rândul, 2 ochiuri de lanț și 1, 2 în al treilea ochi aici, unim cu piciorușa alunecat și astfel am încheiat rândul 2. La rândul 3 ne ducem în spațiu, deci pe sub ochiul de lanț cu piciorușa alunecat. Acum, 2 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu neterminat. Dăm după croșetă, jeteu, mai facem încă un picioruș dublu neterminat, din nou jeteu și încă un picioruș dublu neterminat. În total avem 3 și închidem. Acum 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Dăm după croșetă, jeteu, în spațiul următor, picioruș dublu neterminat, dăm după croșetă din nou. Piciorușul dublu neterminat, adică scoatem doar o dată, dăm după croșetă și a treia oară și închidem pe toate. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Deci în spațiu, piciorușul dublu neterminat, pentru că scoatem numai o dată, dacă am scoate și a doua oară, am terminat piciorușul dublu. A doua oară și scoatem doar o dată. A treia oară și scoatem doar o dată. Și acum scoatem prin toate. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Am ajuns până aproape de sfârșitul rândului. Am făcut ultima bobiță. Acesta e punct, un fel de punct puf. Și pentru că ar trebui să facem cele 5 ochiuri de lanț, dar pentru că secvența, rândul următor va porni de pe mijloc, cum facem trecerea? Facem doar 2 ochiuri de lanț, dăm după croșetă și aici, în vârful punctului de pe rândul anterior, scoatem și facem un picioruș dublu. Și astfel, vedeți că suntem pe mijlocul buclei și seamănă perfect. Bun, acum cum procedăm? 1, 2, 3 ochiuri de lanț și pe sub bucla aceasta vom face 8 piciorușe duble. Picioruș dublu, ochi de lanț. Picioruș dublu cu ochi de lanț între. 2, ochi de lanț. Al treilea, ochi de lanț. Al patrulea, ochi de lanț. Al cincilea, ochi de lanț, al șaselea, ochi de lanț, al șaptelea, ochi de lanț, al optelea, ochi de lanț și, pe mijlocul buclei următoare, picioruș scurt. Acum, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. La bucla următoare, picioruș scurt.
Deci am făcut, practic, petala unei flori. Între petale avem o buclă, ochi de lanț și 8 piciorușe duble cu ochi de lanț între. 1, 2, ochi de lanț, al treilea, ochi de lanț, al patrulea, ochi de lanț, al cincilea, ochi de lanț, al șaselea, ochi de lanț, al șaptelea, ochi de lanț, al optelea, ochi de lanț, piciorul scurt în bucla următoare, 1, 2, 3, 4, 5, în bucla următoare, piciorul scurt, piciorul scurt, 8 ochiuri de lanț, da? Și am făcut deja 2 petale, mai avem al treilea și al patrulea, a treia și a patra petală, pardon. Și am terminat rândul, am făcut cele 5 ochiuri de lanț și am unit cu piciorușa alunecat. La rândul următor, ne ducem cu piciorușa alunecat în primul spațiu, pe sub primul ochi de lanț, dintre primele 2 piciorușe, din cele 8. Aici. Piciorușa alunecat. Și acum, 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă 2 ochiuri de lanț. Ne ducem între următoarele piciorușe. Al doilea picioruș, 2 ochiuri de lanț, al treilea picioruș, 2 ochiuri de lanț și acum suntem pe colț. Cum facem aici? Picioruș dublu, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu exact în același loc. Două ochiuri de lanț, piciorul dublu în următorul spațiu, tot trei piciorușe duble vor fi și aici. Două ochiuri de lanț, al doilea, două ochiuri de lanț și al treilea. Pentru că aici sunt cele 8 piciorușe, deci între ele. Bun, acum. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, în buclă, piciorul scurt. 1, 2, 3. Și continuăm. După ce am făcut cele 3 ochiuri de lanț, continuăm. Deci, între primele 2 piciorușe din cele 8. Deci, nu în spațiul acesta, dinainte și de după, nu ne băgăm. Deci, sunt cele 7 spații, da? Pentru că facem 3 pe mijloc, pe spațiul din mijloc facem 2 piciorușe cu 3 ochiuri de lanț și încă 3. În total 7, da? De aici pornim. Și astfel continuăm și facem pe fiecare din cele 4 colțuri. Iar aici 3 ochiuri de lanț și piciorul scurt. Foarte simplu. V-am spus că este extrem de simplă această floare, extrem de simplu acest pătrat. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Am făcut un ultim picioruș scurt aici. 3 ochiuri de lanț, că suntem în dreptul buclei. Și 1, 2 în al treilea ochi de lanț, prindem cu piciorușa alunecat. Și mai avem un rând și gata. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu. Și încă 2 ochiuri de lanț de departajare. Seamănă puțin cu rândul anterior. Singura diferență e facem piciorușe duble deasupra piciorușelor duble de pe rândul anterior. 2 ochiuri de lanț. Piciorul dublu deasupra celui de pe rândul anterior, 2 ochiuri de lanț, deci am făcut 1, 2, 3, 4, deci de după buclă, de unde am început și am ajuns aici, sunt cele 2 din colț. Dar am făcut picioruș dublu inclusiv deasupra piciorușului care formează V-ul din colț. 2 ochiuri de lanț și aici picioruș dublu. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și din nou picioruș dublu. Și pe latura astălaltă pornim exact deasupra piciorușului. Deci în afară de colțuri vom avea 9 piciorușe duble. 4 de aici, 1 de pe mijloc și 4 de pe partea astălaltă. Da? Deci pornim de aici. Piciorul dublu.
Când am făcut două ochiuri de lanț. Scuze, unu, două ochiuri de lanț. Da? Două ochiuri de lanț deasupra următorului. Două ochiuri de lanț deasupra următorului. Două ochiuri de lanț deasupra următorului. Aici, pe rândul anterior, am avut 3 ochiuri de lanț. Facem 3. 1, 2, 3. Picioruș dublu. 1, 2, 3. Picioruș dublu. Și așa continuăm până la sfârșitul rândului. Deci ținem cont că trebuie să facem picioruș dublu inclusiv deasupra celor două piciorușe care formează B-ul. Iar pe mijloc mai facem și aici ca să se formeze colțul frumos. Vedeți? Uitați ce frumos a format. Continuăm. Și am terminat. Facem un astfel de pătrat. Deci frumusețea aceasta. Vă voi arăta la ultima latură și cum prindem pătratul. Deci când ajung la latura aceasta, cum se prind între ele. Am făcut și latura aceasta. Și pentru că avem nevoie ca să putem prinde de una din laturile florii anterioare, florii pătratului anterior, avem nevoie de o latură întreagă, aceasta o mai am întreagă, aceasta e jumătate. Deci aici sunt în colț, am făcut un prim picioruș dublu, ia să desfac eu, deci am făcut ultimul picioruș deasupra piciorușului din colț, din V, am făcut cele două ochiuri de lanț și acum picioruș dublu, ochi de lanț, și prind exact în colț picioruș scurt, încă un ochi de lanț și în felul ăsta am făcut 3 și încă un picioruș dublu aici. Vom prinde în dreptul celor două ochiuri de lanț. Deci am făcut picioruș dublu, da? Acum făceam picioruș dublu și făceam piciorușul aici, urmează, nu? Făceam cele două ochiuri de lanț, așa am făcut anterior, două ochiuri de lanț și picioruș dublu aici, două ochiuri de lanț, picioruș dublu aici, două ochiuri de lanț. Ei, dar în locul celor două ochiuri de lanț, voi facem ochi de lanț, prindere și încă un ochi de lanț. Deci, ochi de lanț, prindere, ne prindem în spațiul următor, dar cu picioruș alunecat, pentru că am nevoie doar de două ochiuri de lanț. Da? Și ne ducem și facem piciorușul următor. Ochi de lanț. În spațiul următor, vedeți de pe dos spre în față, piciorușul alunecat, încă un ochi de lanț, noi lucrăm în continuare la pătratul nostru, îl ducem deasupra piciorușului următor, ochi de lanț, în următorul spațiu, prindem, ochi de lanț, deasupra piciorușului următor. Deci vom prinde în dreptul unde avem ochiurile de lanț. Deci, noi ca să continuăm, nu știu cum să mai explic, mă gândesc, poate sunt începătoare care vor să facă. Deci, anterior, la laturile astea, am făcut două ochiuri de lanț, picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, până deasupra piciorușului din colț. Dar cum procedăm? Nu facem așa, pentru că vrem să facem prindere, fac doar un ochi de lanț și mă duc în spațiul următor de la pătratul ăstălalt, deci care corespunde? Deci în spațiul următor, aici. Da? Dar dinspre dos spre față, cu piciorul și alunecat. Și mai fac încă un ochi de lanț și continui. Deci în felul ăsta am făcut două ochiuri de lanț. Piciorul și dublu. Da? Aici avem 3 ochiuri de lanț, nu? 3. Cum procedăm? Fac ochi de lanț, mă duc în spațiu următor și fac piciorul scurt, ochi de lanț, că am nevoie de 3. Și piciorul dublu pe mijloc. Deci aici seamănă perfect cu restul laturilor. Un ochi de lanț, anterior aici am avut 3 ochiuri de lanț, deci am făcut ochi de lanț, mă duc în spațiu următor, aici fac piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul dublu.
Aici avem două ochiuri de lanț, deci fac ochi de lanț în spațiul următor, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, în spațiul următor, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, în următorul spațiu, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, în următorul spațiu, aici, picioruș alunecat, ochi de lanț, și am ajuns în mijloc aici, da? Trebuie să facem prinderea și de colțul celălalt. Deci picioruș dublu, ochi de lanț, uite, spațiul următor este exact, facem picioruș scurt, ochi de lanț și încă un picioruș dublu în același loc. Și astfel am prins toată latura. În momentul când se calcă, el se vede perfect când este călcat. Acum e proaspăt lucrat și se trage puțin, dar arată superb, după cum vedeți, în binare. Uitați cât de frumos se vede. Și continuăm pe partea asta, la fel cum am făcut și pe laturile celelalte. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu, exact. Așa, deasupra fiecărui picioruș. Două ochiuri de lanț. Foarte, foarte simplu. Prinderea poate da bătăi de cap puțin dacă sunt începătoare, dar cine exersează, vă spunem, aici suntem pe mijloc, facem trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorul dublu, 1, 2, 3 și 1, 2 în al treilea ochi de lanț aici, unim cu piciorul și alunecat, încă un ochi de lanț pentru fixare și tăiem firul și gata. Am terminat și cel de-al doilea pătrat. Mai zic că el se trage puțin după ce îl călcăm, se va așeza fabulos. Cât de simplu e să creăm o astfel de bluză. Facem pătrate prinse între ele, la ultimul pătrat îl prindem și de o parte și de cealaltă, pe două laturi. Avem grijă să fie două laturi întregi, bineînțeles. Obținem lărgimea bluzei și apoi ne ridicăm și facem cercul până obținem lungimea unei bluze. Apoi putem să facem breteluțe sau pe parte de umeri, fiecare cum crede. Adică nu e greu, chiar dacă cineva este începător, nu este greu să-și creeze singur o astfel de bluză dantelată din astfel de pătrate prinse între ele. Într-adevăr, la final avem fire de acestea de prins, pe care le putem prinde cu acul sau croșeta la sfârșitul fiecărui. Eu mai degrabă fac cu acu, sunt mai sigură decât pe partea aceasta cu croșeta, mi se pare că se poate desface la spălări repetate. Cu acul se întărește mai bine. Și gata. Asta e tot. Eu sper că v-a plăcut ideea mea, sper să o folosiți în proiectele voastre. Vă pup, dragilor, vă îmbrățișez cu tot dragul din lume, vă urez spor și numai bine. Spor în absolut tot ce faceți. Vă pup, la revedere!